Sancțiunile pentru șoferii care sunt prinși băuți la volan se înăspresc semnificativ și în țara noastră, inclusiv. Mai mult, aceștia ar putea rămâne chiar și fără automobile, acestea ajungând în proprietatea statului. Mai multe despre această nouă inițiativă a Inspectoratului General de Poliție aflăm de la avocatul Dorin Podlisnic, care este în platoul Telemagazin. Bine ai revenit, Dorine! Ne face o deosebită plăcere să te revedem aici. Bine v-am regăsit! Ce e cu această nouă inițiativă? Pentru că la moment e încă în faza discuțiilor, din câte înțeleg, totuși ce prevede ea? De fapt, nu este o inițiativă nouă. Articolul ăsta 439/7 din Codul Contravențional este din 2016. Pur și simplu, el nu era cumva aplicat în practică. Dar, la moment, instrucțiunea respectivă elaborată de Inspectoratul General al Poliției, ea este un pic ilegală privind aplicarea acestui articol și explic de ce. Pentru că însăși confiscarea asta specială în mijlocul de transport o aplică instanța de judecată la demersul agentului constatator. Având în vedere faptul că Inspectoratul General îți primește care dai indicații instanțelor de judecată, deci nu este tocmai perfect legal, eu înțeleg flagelul ăsta de combatere a consumului de alcool la volan trebuie să fie dur. Mai cu seamă în contextul în care ultima perioadă ne confruntăm cu accidente grave și tot mai mulți șoferi sunt prinși băuți la volan, pentru că avem o statistică săptămânală, cumva. Da, inclusiv ultimele 3 săptămâni avem și polițiști implicați la volan, care au ucis oameni, care s-au ucis pe ei însăși, care au fost pur și simplu stopați în stare de ebrietate la volan. Deci, statistica nu e îmbucurătoare, într-adevăr, că dacă să facem o retrospectivă, consumul de alcool la volan inițial era o contravenție, apoi a fost inclus în codul penal ca infracțiune, amenzile destul de mari, ulterior s-a aplicat și pedeapsa cu privarea pe un anumit termen de până la 4 ani de permisul de conducere, acum este privarea în general de dreptul de a conduce. Cu toate astea, cetățenii noștri nu conștientizează pericolul real, nu își asumă gravitatea sancțiunilor și continuă să consume la volan, așa cum o făceau și până la, să zicem, includerea acestor fapte ca infracțiuni în codul penal. Din păcate, pentru că sunt niște lucruri pe care nu ne bazăm, adică nu sunt informații luate din pod sau din cer venite. Și până la urmă, eu sunt curios, pentru că dacă a fost inițial o încălcare administrativă, da, codului contravențional, până la urmă, de ce acest articol 439/7 nu a fost aplicat până acum din codul contravențional și cum se, dacă aș putea să zic, cum se pupă el cu codul penal? Până la urmă. Adică se completează, pentru că, și te rog să ne spui și ce presupune acest articol pentru cei care poate nu știu. Bine, el presupune confiscarea anumitor bunuri care au fost utilizate într-o infracțiune, da? Sau la săvârșirea unei contravenții. La săvârșirea unei contravenții. Contravenții, pardon, da. Și se trece în folosul statului sau, dacă bunul respectiv dispare, se încasează contravaloarea bunurilor care urmează a fi confiscate, adică se aplică confiscarea specială. De ce nu s-a aplicat norma respectivă? Eu, în genere, mă mir de ce nu a fost până acum contestat cumva sau supusă controlul constituționalității la Curtea Constituțională, pentru că ea oarecum este disproporțională această măsură. Da, din punct de vedere moral, trebuie să fie într-adevăr dură pedeapsa pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, predarea cu bună știință mijlocului de transport unei persoane în stare de ebrietate sau conducerea fără permis de conducere în stare sau de ebrietate. Sau predarea unei automobilului la o persoană care nu deține dreptul de a conduce. Sau da. Deci trebuie să fie foarte dur sancționate, dar este disproporțional. Eu consider că aici ar fi mai corect ar fi să fie aplicate pedepsele astea pecuniare, inclusiv acele de privațiuni de libertate, fără drept de a fi eliberat înainte de termen, fără drept de a fi aplicată suspendarea condiționată, exact așa cum s-a făcut acum în România, da? Deci s-au modificat câteva articole, anume legate de subiectul ăsta, conducerea mijlocului de transport, stare de ebrietate. În România mai acceptabilă este modificarea și este, consider eu, mai corectă din punct de vedere legal, ori disproporționalitatea în codul contravențional ea este vădită, de asta și instanțele judecată nu aplică acest articol așa cum el este formulat. Ori el trebuie modificat, ori trebuiește să fie supus controlul constituționalității. Că vă dați seama, haideți să analizăm în abstract o situație, deci
soțul s-a urcat la volan și asta e mașina familiei, da? Ei au 3 copii și soția are permis de conducere. Să ia în mijlocul de transport în folosul statului, prejudiciezi ceilalți 3 copii care trebuie să duci la școală, la grădiniță. Deci, undeva această măsură, ea este, depășește limitele și este o ingerință în dreptul de proprietate. Bine că atunci când e doar un proprietar sau persoana cumva nu are familie, mă înțeleg, dar trebuie să analizăm fiecare caz în parte. Pentru că... Bun, și acest bun mers că te întrerup, dar în unele cazuri, automobilele sunt și o sursă de venit pentru o familie. Exact. Adică, nu, ca să nu ne înțelegeți greșit în acest moment, nu încurajăm sub nicio formă consumul de alcool sau predarea cu bună știință a unui mijloc de transport unei persoane care nu deține dreptul de a conduce. Este, într-adevăr, o faptă gravă. Este un care poate duce la consecințe grave pentru toată lumea care participă la trafic. Totuși, iarăși revenim la ceea ce ziceam. Adică poate fi doar o sursă de venit pentru această familie. Și atunci, dacă îi se confiscă că această sursă de devenit, omul nu mai are din ce să-și hrănească familia. Exact, pentru că aici această măsură este totuși o ingerință în dreptul de proprietate a persoanei, da? Și asta cumva afectează. Și alt moment, de ce nu aș fi de acord cu aplicarea confiscării speciale, noi trebuie să înțelegem un lucru. La noi flagelul corupției, cu părere de rău, în țară este la nivelul care este. Iată, aplicarea sau punerea în practică sau aplicarea acestei instrucțiuni a IGP-ului o să mărească riscul de utilizarea actelor de corupție de către agenții constatatori. Pentru că nu este pentru nimeni de ascuns și de mirare că la noi, în țară, cu păreri de rău, multe întrebări se hotărăsc la fața locului. Și asta este ceva real. Și atunci când polițistul să aibă pârghia asta cu confiscarea specială, vrei să ți-o confisc sau? Deci, ce facem cu acele camere corporale pe care le au agenții deci, de patrulare? Nu au sau toți agenții, este okay. Unul, nu au toți agenții. Și doi, nu permanent sunt conectate ele și nu permanent înregistrează. Și asta cumva, cum am zis, o să mărească actele de corupție ca număr. Și până la urmă nu o să fie combătut fenomenul ăsta urât, care este și periculos pentru societate și pentru pietoni, pentru toți absolut, chiar pentru șoferul care s-a urcat beat la volan, pentru că el poate fi tată, soț, mă rog, rudă. Asta absolut cumva cauzează prejudice și pentru familie și pentru toți absolut, dar actele... Și asta cumva îl va motiva poate să și continue ceea ce a făcut până acum, adică să mai urce repetat, să recidiveze în termeni legali, dar să urce repetat în stare de ebrietate sau să predea acel automobil cu bună știință unei persoane care spuneam că nu are dreptul de a conduce. Uite, citeam la un moment dat și chiar m-am documentat, alte state aplică amenzi progresive, da, în funcție de venitul persoanei care deține acel automobil sau de valoarea acelui automobil. Cum vor fi dacă există acest mecanism de evaluare a automobilului? Pentru că s-ar putea să se întâmple la un moment dat că cineva are un automobil care depășește ușor cifra de vânzare pe piață de vreo 21.000 de euro și cineva are un automobil care ajunge până într-o sumă de 5.000 de euro. Care e diferența atunci? Adică nu știu dacă, nu vreau să mă dau acum eu cu părerea că nu sunt drept. Dar totuși ar trebui să existe o armonie cum sunt evaluate aceste bunuri. Bine. Ele trec în proprietatea statului, dar ulterior ajung la licitație, nu? Și atunci... Sunt, deci, mecanisme de evaluare propriu-zise, special stabilite pentru asemenea situații, nu sunt, dar se face evaluare conform prețului de piață, da, a bunului respectiv. Și deja dacă are loc licitația prin... prețul poate fi scăzut în dependență câte licitații au avut loc, poate fi scăzut și se vinde la prețul, până la urmă, prețul care rămâne final stabilit la ultima licitație. Dar, vorbind de amenzi progresive, nu avem așa mecanism încă stabilit, deci confiscarea specială presupune, cum am zis, confiscarea, de fapt, directă a bunului și în cazul în care el cumva a fost înstrăinat, vândut, ascuns, atunci se încasează contravaloarea. Iarăși, contravaloarea, cine s-o stabilească și cum, cred că urmează a fi stabilit un mecanism. Dar am zis, instrucțiunea IGP-ului, cu păreri de rău, ca valoare juridică, este ilegală. Ea se primește că direct dă indicații instanțelor de judecat ceea ce este inadmisibil.
Nu poate IGP-ul să interpreteze legea. IGP-ul poate doar să o aplice exact așa cum ea a fost adoptată de către Parlament. Și nu poate să facă interpretări și iată instrucțiuni de genul ăsta, pentru că asta este o aberație juridică. Cineva din oficiali, la o anumită etapă, chiar a pronunțat o frază, nu o să dau nume, zicea că să fie mecanismul ăsta în așa fel încât judecătorii să nu aibă, stai că mi-am și notat, să, deci de făcut așa ca domnii judecători să nu poată interveni. Mi se pare cam cumva, nu știu... Și noi dăm... Declarația asta. Da, este, eu consider că este undeva deplasată, pentru că dacă nu poate interveni instanța de judecată, care este de fapt unica instituție care are menirea de a reabilita drepturile persoanei care au fost încălcate de alte, spunem, entități ale statului, și dacă mai luăm și pârghia asta din mâna judecătorilor, noi le oferim agenților constatatori frâu liber în a face ce doresc, păi vă dați seama că atunci noi o să ne confruntăm cu o încălcare evidentă a drepturilor omului, cum am zis iarăși, nu justific cei ce urcă în stare de ebrietate la volan, dar dacă este vorba că e stat de drept, apoi e stat de drept să fie și oricum, controlul judecătoresc, el undeva are menirea de a... Decide. De a asigura să nu există derapaje de la aplicarea corectă a normei. Dar dându-le mână doar agenților constatatori, care mulți au nouă clasă și un coridor, nu este corect. Aș mai fi vrut să te întreb de faptul că unele automobile, de exemplu, în contractul de vânzare-cumpărare, au indicat o anumită sumă pentru valoarea lor, iar prețul de piață este cu totul altul. Și atunci chiar sunt curios cam ce s-ar întâmpla, pe ce s-ar baza atunci când vor fi reevaluate aceste automobile scoase la licitație, pe contractul de vânzare-cumpărare sau pe prețul de piață? Prețul de piață. Prețul de piață, pentru că, da, este așa fenomen, nu l-am întâlnit, când contractul de vânzare-cumpărare, automobilul, de fapt, costă 300 de mii de lei, dar el se vinde cu 3.000, 30 de mii. Sau câteva milioane, da? Da. Adică nu poate fi luat drept bază la stabilirea contravalorii prețul indicat în contractul de vânzare-cumpărare. Am înțeles. Dorin, îți mulțumesc mult. Mai am tare multe întrebări și e un subiect care chiar doare. E interesant până la urmă, pentru că am zis că nu încurajăm sub nicio formă consumul de alcool la volan și chiar vă sugerăm și vouă, vă recomandăm să nu consumați, pentru că nu este un pericol care vă paște doar pe voi, e un pericol pentru întreaga societate, pentru pietoni, pentru ceilalți participanți la trafic. Nu încredințați sub nicio formă automobilul vostru unei persoane care nu are dreptul de a conduce și nu cunoaște regulamentul circulației rutiere. Evitați sub orice formă aceste lucruri. Conștientizăm odată ca societate că e un pericol. Îți mulțumesc mult pentru prezență și te așteptăm să revii, să discutăm și alte subiecte cu mare drag.